Salut, prieteni! Astăzi sâmbătă, spre duminică, de 23 spre 24 iulie. Am venit iar pe balta la Schela, la domnul Marian. Dau cu 3 undițe, 2 la babă de porumb și una la râmă. Urmăresc caras cu râma. Am 10 minute de când m-am așezat, deja am luat un ciortan aici. O să vreau să fac mâine dimineață o filmare pe zi, să vedem dacă o să prindem și dimineață. Mâine o să fie foarte cald, dar sper că pe la 5:30-6 să pot filma, să uitați cum pleacă cu ea. Hopa, hopa, uitați-l. Că-i punem pauză să-l... Da, deci al doilea în 15 minute. O să filmăm dimineață ce am prins pe timp de noapte. Bună dimineața, prieteni! Continuarea videoclipului de ce am stat azi noapte la pescuit. A mers treaba foarte bine. Am avut și ceva muzică aici, distracție. Sunt niște băieți care... Da, se distrează și acolo, puțin cam gălăgios, dar nu contează când trage peștele. Să se mai lumineze puțin și o să vă arăt și ce am prins azi noapte. Doar la babă de porumb, la râmă am prins un caras și un ciortan. Deci la râmă nu mănâncă carasul. Eu am vrut să prind caras. De asta am pornit camera. Cred că în 15 minute am avut 4 pești la undița din stânga. Și de aceea am pornit. O știu că nu prea se vede bine, dar măcar îi vedem când ne aducem la mal. Deci foarte bine merge pe balta aceasta, balta Schela. Sper să avem activitate și pe timp de zi. Ceasul este 5 fără 2 minute. Vedeți că încă am starlețe pe plute. Muzica cântă în continuare la băieți acolo. Ce vreau să vă spun? De vreo 2-3 clipuri... Nu știu ce are telefonul, că se aude cam sacadat, merge cam sacadat și în caz că se aude și în acest clip, îmi cer scuze pentru calitatea lui, al clipului. E important să vedem trăsături și eu și așa nu prea vorbesc prea mult la pescuit. Așa că rămâneți cu mine și să vedem ce prindem pe timp de zi. Uitați-l cum a plecat cu ea. M-a tras la ambele undițe odată. Eu mă uitam la cea din dreapta și a plecat asta din stânga. Curios când se luminează dacă o să mai tragă. Aici a mai fost, cred că în... Uitați-l la asta din dreapta. Vrea să plece cu ea. În mai a mai fost. Prima dată, de fapt, când am fost pe balta asta, cred că în mai am fost. Am și clip pe canalul meu și am prins. Era puțin mai înorat, afară mai răcoare. Astăzi e duminică, 24 iulie. Sunt anunțate în Galați 37 de grade. Ai auzit ce muzică la pescuit. Mai ce să le faci. Toată noaptea am prins ciortani pe ritmuri balcanice, pe manele am prins ciortani. Și mai am ceva, cineva chiar făcea mișto de mine ieri că am fructe de pădure. Când dau la urs,
Adică ursul mănâncă fructe de pădure. Eu ar trebui să dau la urs acum. O să vedem ce am prins cu asta la urs. Vedem ursuleții care am prins. Hai, mă, nu mă las până nu prind unul. Dacă prind unul pe timp de zi, pot să scot juvenicul din apă. Că altfel nu o să mă credeți. În sfârșit a venit. Acum mă credeți. Da? Ce coada ta. Deci azi noaptea am prins. Auziți-l cum face, zici că e purcel. Așa. Băgăm la juvelnic. Hai să mai încercăm la unul. Totuși, poate și-a revenit. După pot să fac și eu o poză la captura dumneavoastră? Fai. Nu, scoate și fai. Sau cu oamenii care prind, nu cu voi. Nu pot mai lăsa aici. Așa. E ceva, nu? E ceva. Dacă dormiți, vedeți? Opa. Dacă am dormit, mă, băieți. Am dus, da? Așa e frumos. Da, și după aia le editez. Știi? Și ați filmat-o de la asta? Nu. Doar începutul, am zis că o să filmez mâine, nu știu ce să arăt capturile, că eram sigur că o să prind. Și în timp ce vorbeam, ciup, iată, l-am pus pe lângă. Dar la tot îi dau drumul de acolo. Fraților, cam atât pentru filmarea asta. Am stat toată noaptea. A mers foarte bine azi noapte pescuitul. De când s-a luminat am mai prins doar 2 pe care i-ați văzut dumneavoastră în filmare, de aceea am stat să prind 2 ca să și vedeți. Așa, acum hai să vedem ce am prins aici. Ia să vedem la nada asta de fructe de pădure ce urși am prins. Și ceva urși. Frumos, nu? Hai să și eliberăm acum. Iau să găunelul, să-l pun aici, că avem de eliberat. Așa. Ia să vedem cât sunt. Doi,
cam rău să țin și telefonul. 3. Haideți că nu vă plictisesc. Deci 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vreo 20 de bucăți. Hai să le dăm drumul la toți. Hai băieții, mai veni și data viitoare. Opa. Eu vă mulțumesc dacă m-ați urmărit. Vă doresc fire întinse și iată-ți cam răsătura. Ia. Să ne auzim cu bine.